Ați întârzia din nou cu plata pentru chirie. Îmi pare rău, o să vă dau toți banii înapoi, doar câteva zile. Nu se poate așa ceva, este inadmisibil. Nu mai suport viața asta și povestea pe care trebuie să o avem. De ce totul este așa de incorrect față de noi? Îmi pare rău că trebuie să trăim așa. Știu că uneori viața pe care o ducem nu este așa cum ți-ai dori eu. Aș da orice să avem o poveste fără griji, o poveste frumoasă și liniștită. Oare chiar nu ești mulțumită de povestea pe care o ai? Haide cu mine seară și alte povești. Ei bine, ce spui? Te-am convins? Nu sunt așa de sigură, adică oricui se putea întâmpla asta. Și sinceră să fiu, eu cred că ar trebui să cobor de pe curcubeul pe care trăiești și să privești realitatea. Totul nu este mereu roz. Poate nu te-am convins din prima. Hai cu mine să-ți arăt și alte poveste. Mai tare, mai tare. Mai tare, mai tare, bine. Ce perucă frumoasă ai! Nu-i perucă, foi proastă ce ești, e extensiv. Ce mi-aș dori să văd lumea de afară? Dar fi foarte frumos! Dacă află tatăl tău că vrei să ieși în lume... Nu ești niciunde! Nu ai voie! Nu ești în siguranță fără mine! Nu vrei să te bat, mă? Ia, ține, mă! Băi, crezi că mi-e frică de tine, mă? Crezi că mie mi-e frică de tine, bă! Fată, nu intrăm, nu intrăm! Maui, trebuie să înapoiem inima. Fără cârlig sunt nimic. Nu e adevărat. Fără cârlig sunt nimic. Eu sunt Vaiana din Moțul Noi. Te vei urca în barca mea, vei naviga peste ocean și îi vei da inima înapoi. Oceanul m-a ales pe mine. Oceanul l-a ales greșit. Stitch, unde pleci? Mă lași și tu singur aici? Sunt sigur că ar trebui să deduci ceea ce trebuie din visul tău. Stitch, nu pleca! Lilo, ce s-a întâmplat? Am avut un vis. Și ce ai visat? Am visat că fiecare poveste are bunul și răul său și că, indiferent de cât de grea ar fi, noi ar trebui să o acceptăm și să o prețuim. Mă bucur că ai înțeles în sfârșit.
au trecut 5 minute. Mulțumim!